Beție i-a dus la poliție, iar acum riscă amenzi de până la 3.000 de lei. Patru bărbați din Chișinău au fost încătușați de către poliție după ce ar fi provocat scandal și dezordine pe o stradă din Chișinău. Un locatar al unui bloc de locuit de pe strada Armenească a făcut apel la 112 și a solicitat ajutorul poliției după ce un grup de persoane în stare de ebrietate ar fi tulburat ordinea publică. Veniți la fața locului, polițiștii le-au cerut suspecților să se conformeze legii. Aceștia au refuzat, iar în cele din urmă au fost încătușați. Se pare că reținerile bărbaților i-a nemulțumit pe prietenele cu care se aflau aceștia. Nedumerite, femeile au încercat să afle ce s-a întâmplat. 3 metri de la un colaborator de poliție, da. Și pacient. Acolo ai rămas, 3 metri, îți spun încă o dată. Deci, domnișoară, filmează, te-ți filmează. 3 metri, te-ai dat la un colaborator de poliție. Și pacient. Suspecții au fost încătușați cu suportul ofițerilor de la Fulger și duși la Inspectoratul de Poliție a sectorului Centru. Acum, bărbații cu vârstele cuprinse între 30 și 45 de ani sunt cercetați pentru huliganism și riscă amenzi de până la 3.000 de lei.